Bun găsit! Ne vedem din nou în proiectul nostru, de data aceasta, cu invitați foarte interesanți, oameni de calitate, despre care încercăm să aflăm câte ceva și pe care încercăm să-i prezentăm publicului nostru. Așa cum v-am obișnuit, deschid emisiunea noastră cu câteva versuri din Marin Sorescu, un poem care se cheamă Nume proprii. Când a naufragiat antichitatea, nu apăruseră încă sticlele și tot ce era mai de preț pe acolo, a fost făcut sul în niște nume proprii cărora li s-a dat drumul pe mare. Numele au ajuns cu bine la noi. Și când destupăm câte unul, să zicem Homer, Pitagora sau Tacitus, țâșnesc spre cer gerbe mari de lumini. Pe umeri ne cade un praf de milenii. Să înmulțim din răsputeri bogăția de nume proprii. Bogăția de nume proprii a lumii. Și dacă se va scufunda pământul, ele să rămână plutind. Cai troieni, cu toată omenirea în burtă, către porțile altor planete. Am ales aceste versuri deoarece invitații mei sunt în lumea de astăzi nume proprii cărora le putem da drumul pe mare într-un viitor din care cineva va afla un punct de inspirație, un punct de pornire. Invitatul, domnul Marin Constantin, Marian Constantin, este președinte al Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Nucleare de anul acesta. Este doctor în fizică nucleară și totodată cercetător științific. Este adjunctul unui grup de management despre care probabil ne va vorbi. Totodată face o muncă de redacție la o revistă de profil, o revistă internațională. Este lector asociat al Universității din Pitești, autor de cărți de specialitate și de lucrări de specialitate, peste 300 de lucrări de specialitate publicate. Este reprezentantul României în planul strategic european privind tehnologiile energetice, expert, inițiator, coordonator, participant la simpozioane, la proiecte internaționale. Nu știu ce să aleg din CV-ul dumnealui, pentru că mi-ar lua jumătate din emisiune să îi citesc toate izbânzile. Bun. Tinerii pe care dânsul i-a ales sunt Andrei Vâlcu, cercetător la institut, același institut, și Mircea Ionescu, care este student la Politehnică, da, la electronică și telecomunicații. Acum, tema noastră se referă la inginerie ca profesie, dar și ca pasiune. Vedeți, de multe ori oamenii nu reușesc să facă în viață ceea ce le place, ceea ce și-ar dori profesional vorbind. Este deja, să spun, un eșec pentru sufletul unui om care se implică atunci când meseria pe care o practică îi place, sufletul se implică altfel și cred că și rezultatele sunt altele. De aceea vreau să-l întreb în primul rând pe domnul Marian Constantin, dacă vă considerați un om pasionat de profesia pe care o faceți, întreb pentru public pentru că eu știu răspunsul, dacă această profesie într-adevăr vă definește și v-a împlinit viața.
Nu e simplu de răspuns la întrebarea asta, pentru că răspunsul poate să fie extrem de direct, dar în același timp, să zicem, nu foarte echilibrat și nu foarte sincer. Dacă ar fi să mă gândesc la faptul că lucrez în meseria asta de 35 de ani, anul ăsta o să fac chiar 36 de ani, s-ar putea spune că, da, sunt un pasionat de ceea ce am făcut. Dacă ar fi să mă gândesc la modul în care am lucrat în cei 36 de ani, aș putea să spun că am făcut această activitate ca pe un hobby. Deci nu am făcut-o pentru a obține, să zicem, anumite privilegii sau anumite recunoașteri, ci am făcut-o ca un hobby, ca o pasiune. E un privilegiu să ai o astfel de șansă, dar în același timp este și o alegere, pentru că de multe ori nu știm ce să alegem în viață, de multe ori, chiar atunci când vorbesc cu tinerii, unii întrebându-mă ce să fac mai departe, răspunsul meu e foarte simplu, fă ceea ce te atrage cel mai mult, pentru că dacă vei lucra 30-40 de ani într-o meserie în care nu o să-ți placă ceea ce o să faci, o să fie foarte greu, o să plătești din greu efortul respectiv. Din păcate, astăzi avem foarte mulți oameni care se îndreaptă spre o meserie pentru avantajele materiale. Avem medici care nu sunt suficient de atașați de pacienți, avem preoți cărora nu le place să stea de vorbă cu enoriașii, avem avocați care nu pot să se coboare la situația celui care a căzut în greșeală și cu care trebuie să discute. Deci avem o mulțime de situații. De aceea oamenii ar trebui să înțeleagă că partea materială în viață nu este chiar atât de importantă. Și ar trebui să gândească la faptul că uneori satisfacția muncii, satisfacția unei activități împlinite care dă rezultate și pentru care ești recunoscut, poate să însemne ceva mai mult decât un plus de 20 sau de 50% la un salariu. Ne spuneți traseul acestei cariere pe scurt. De exemplu, dumneavoastră, când aveați vârsta invitaților noștri, cum ați ales să mergeți pe drumul acesta? V-a îndrumat cineva? V-a tras atenția această profesie printr-o întâmplare sau pur și simplu a fost întâmplător ce ați ales și ați descoperit frumusețea sau importanța sau atracția profesiei pe parcurs? A fost întâi, practic, o ocupație la început, văzută așa, sau a fost ceva mai mult? Nu e chiar liniar și simplu. Eu provin dintr-o zonă rurală și dintr-o familie, să zicem, de lucrători agricoli. Și ideea părinților mei a fost prima dată să merg la un liceu unde o să fac o meserie. Pe vremea mea, meseria foarte importantă era aceea de strungar. Eu știu, de prelucrător prin așchiere. Și cum ați ajuns la Datorită faptului că eram un elev mult peste medie în școala respectivă, profesorii au insistat foarte mult să merg la un liceu ceva mai bun, pentru că părinții mei vedeau un liceu industrial și a fost un compromis să mă orientez spre liceul Nicolae Bălcescu, actualul I.C. Brătianu, pe vremea aceea degradat de la categoria de liceu de matematică fizică la liceu industrial, unde aveai la sfârșit o meserie de prelucrător prin așchiere. Însă o întâmplare a făcut ca eu să aflu că există liceul Odobescu, actualul liceu Odobescu, unde exista și o altă meserie, cea de depanator radio TV. Și am zis, ok, asta s-ar potrivi ceva mai bine pentru mine. Și am ajuns la liceul respectiv și întâmplător l-am cunoscut pe directorul liceului, foarte reputat profesor de matematică, care mi-a spus, chestia asta nu-i pentru tine, tu mergi la fizică aplicată. Și în felul ăsta am ajuns la secția de fizică aplicată a liceului și după aceea mersul a fost foarte simplu, pentru că la secția respectivă am cunoscut câțiva profesori excepționali, aș putea menționa unul dintre ei, că despre care pot să afirm cu mâna pe inimă că este cel mai bun profesor de fizică pe care l-a avut acest județ, domnul Viorel Malinovski, și căruia îi port
un respect deosebit și care practic m-a îndrumat către această zonă, către partea de fizică și așa am ajuns la fizică tehnologică în București. După care lucrurile au fost simple, am avut o repartiție guvernamentală aici la Pitești, în același timp dublă repartiție în București, dar din motive de familie am rămas în zona asta și am rămas în domeniul nuclear pentru perioada asta. Deci, cam astea sunt lucrurile. Am intrat într-un grup de lucru, în mod progresiv am căpătat diverse sarcini, m-am atașat de ceea ce fac și în felul ăsta am rămas fidel meseriei respective în domeniul nuclear și nu am mers în altă parte. Ați avut vreo clipă, să spun, regretul că ați ales acest drum sau ați fost tentat și de altă profesie la un moment dat? Nu am avut regrete pentru că am lucrat și altceva, part-time am lucrat în zona de investigații sociologice și în fonduri europene, o perioadă destul de lungă de timp, sunt destul de familiar cu mediul de business și cu, să zicem, mediul autorităților locale, regionale, naționale, însă am rămas ca profesie de bază la institut și am rămas devotat acestei meserii până la urmă. Deci s-ar putea spune că a fost o chestiune de hobby. A fost vreun moment în care vi s-a părut extrem de greu? Ce faceți? Adică un, nu știu, există o criză, da? Nu. Există momente în care te poți angaja la proiecte mai mari, în care poți să-ți depășească, din punct de vedere al efortului, așteptările și resursele și sunt momente în care te poți gândi, wow, nu am estimat suficient de bine ceea ce trebuia făcut, dar nu au fost regrete de genul, de ce m-am băgat în chestiunea asta, niciodată, nu mi s-a întâmplat așa ceva. Bun, fiindcă am ajuns la ideea de mentor și ne-ați vorbit despre profesorul care v-a consiliat, v-a ajutat, v-a susținut și v-a îndrumat, vreau să întreb și pe invitații noștri dacă pentru ei momentul alegerii drumului profesional se leagă de un eveniment anume, cum v-ați oprit la lucrul ăsta, cum v-ați dat seama că acesta este drumul vostru și cine v-a susținut? Ați avut mentori? Mircea. Este o poveste foarte amuzantă. Mie inițial nu mi-a plăcut deloc fizica și m-am văzut pe clasa 11 cu alegerea unei facultăți și stăteam și mă gândeam și am spus că eu nu-mi doresc în viață să merg pe informatică, să stau pe un scaun și să programez. Și am luat decizia să încerc să mai dau o șansă fizicii și să o învăț, să încerc să o învăț. Printr-o întâmplare l-am cunoscut pe domnul Marian și dumnealui m-a ajutat foarte mult, mi-a fost ca un mentor și m-a ajutat foarte mult și m-a făcut să mă îndrăgostesc de fizică. Am învățat foarte multe de la dumnealui și uitați-mă acum, am intrat la o facultate pe matematică și fizică și sunt chiar foarte bucuros. Tu ai făcut același liceu? Da, da, am făcut, nu am făcut liceul Odobescu, am făcut Ion C. Brătianu. Brătianu, da. Familia a fost de acord cu drumul pe care da, da, a fost de acord, mereu m-a susținut. Tot așa, a trebuit să aleg între informatică și fizică și alegerea a fost în mâinile mele și tot timpul m-a ajutat să trec mai departe și mi-au fost alături. Și în Politehnică, de ce acest domeniu? Păi, oferă foarte multe oportunități mai departe și este cel mai mare domeniu pentru mate-fizică, cel mai mare profil și se extinde pe foarte multe ramuri. După... Nu înțeles. O să ne vorbești și despre oportunitățile de carieră mai târziu. Vreau să-l las și pe Andrei să ne spună și el cum și-a ales drumul. Tu deja ai trecut de etapele de școlarizare toate și deja ești acum un tânăr cercetător.
Chiar ne doream să cunoaștem un tânăr cercetător ca să le arătăm tinerilor care ne vor vedea că se poate și la o vârstă tânără să fii pasionat de cercetare și să te pregătești în așa fel încât să izbutești, să faci lucrul acesta. Cum ți-ai ales drumul, Andrei? Cine te-a susținut? Păi, încă de la școală aveam un profesor de fizică și profesorul de fizică avea o modalitate mai interesantă de a preda. Unde ai făcut liceul? Cu școala să încep. Da. Și liceul l-am făcut în Constanța la Mihai Eminescu. Și la școală am avut un profesor care avea o modalitate foarte interesantă de a preda, adică spunea efectiv întrebări. Tu de ce crezi că se întâmplă asta? De ce crezi că X e așa sau Y e așa? Și cumva te implica în să gândești. Și nu era modalitatea aceea pasivă în care stai în bancă și efectiv doar trebuie să memorezi informația. Te făcea să gândești. La liceu, la Eminescu în Constanța, tot așa, aceeași abordare, am avut o profesoară care tot timpul ne punea întrebări și numai eu răspundeam, adică numai eu eram interesat de a da un răspuns, să zic, corect spre chestia asta. Și la un moment dat trebuia să mă hotărăsc în ce direcție să mă îndrept, cred că în clasa 11-a. Și am zis că am căutat la un moment dat care sunt cele mai bune plătite joburi în inginerie. Pragmatic. Și am văzut inginerie. În momentul acela nu aveam alte idee ce să fac, adică am zis doar inginerie și doar de asta credeam că sunt capabil și am văzut că este foarte bine plătit, inginer nuclear. Și am zis că o să mă duc la Facultatea de Energetică din București și profilul de nucleară și cumva am obținut ceea ce mi-am dorit, să zic așa. Te-a susținut familia? Te-au susținut profesorii? Da. De obicei oamenii te susțin când vrei să te duci spre domeniul acesta realului. În alte domenii cred că vor fi probleme, dar în acest domeniu nu cred. Referitor la poemul pe care l-am adus și la metoda ta, că din cât ai povestit, întrebările te-au provocat întotdeauna la școală. Puneau profesorii întrebări. Da. Metoda aceasta socratică, didactică, probabil te-a motivat și te-a incitat și ai reușit să te concentrezi cât mai mult asupra materiei pe care vrei să o studiezi. Foarte bine. Bun, acum o să ne vorbești și despre ce faci la institut. Vreau să-l întreb pe domnul Marian să ne spuneți, nu știu, alegeți din atâtea lucruri pe care le faceți acolo, două proiecte în care dumneavoastră sunteți implicat și v-aș ruga să le prezentați pentru publicul nostru așa cum doriți dumneavoastră, două proiecte. Sunt multe proiecte în care am fost implicat și sunt și destule proiecte în care actualmente sunt, în momentul de față, sunt implicat și de regulă țin cam la toate proiectele cam la fel de mult. Dar din cauza faptului că suntem aici cu Andrei și cu Mircea, o să încerc să aleg două proiecte care sunt, să zicem, undeva în apropierea unor activități comune. Și primul ar fi Alfred, în care lucrează și Andrei, iar al doilea este un proiect legat de educație și anume de competențe pentru sustenabilitate și schimbări climatice. O să vă explic pe scurt cele două proiecte și o să las și pe Andrei apoi să spună despre implicarea lui în proiectul Alfred. Alfred este un reactor de demonstrație generația 4, adică înseamnă o nouă generație de reactori. În momentul de față avem reactor de generația 2, așa cum este Cernavodă, și generația 3, cei care se construiesc. Noi vom face ceva care va fi de o altă performanță. E o tehnologie absolut nouă, este o șansă că România poate să facă acest lucru, în primul rând o șansă pentru tinerii pe care vrem să-i păstrăm în România, pentru tinerele talente pe care dorim să le avem aici, care să aibă de lucru și să-și poată împlini anumite visuri, anumite ideale.
Proiectul a început undeva în anul 2011, eu am avut o activitate încă din 2005 în zona respectivă, în 2011 am fost, pot să spun, principalul inițiator la nivel internațional al acestei idei de a avea în România acest reactor de demonstrație. Reactorul va fi construit, va fi operațional în 2035, deci este un proiect foarte lung. Unde suntem în momentul de față? Suntem într-o etapă legată de ceea ce se numește începerea procesului de autorizare, care este un proces extrem de delicat. Pentru a parcurge acest proces de autorizare, este nevoie de instalații experimentale. Instalații experimentale în care să demonstrăm că noi stăpânim toate fenomenele și suntem în stare tot ceea ce prezicem teoretic să se întâmple și în practic. Ca să facem aceste instalații experimentale, avem nevoie de fonduri. Și am recurs la fondurile europene, avem două instalații care sunt contractate, fondurile sunt primite, 22 de milioane de euro din programul operațional competitivitate. Sperăm că acest proiect să fie gata, să fie funcțional la sfârșitul anului viitor, așa cum este planificat. O a doua parte sunt alte patru instalații experimentale. Sunt integrate într-un proiect care se regăsește într-un nou program operațional al României. Programul operațional are o denumire foarte frumoasă, programul operațional de creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare. E o sumă importantă pentru institut, undeva la 115 milioane de euro, atâta costă aceste instalații. Sunt patru instalații mari și un centru de coordonare, un hub. Una dintre instalații dedicată investigării accidentelor severe se numește Melting Pot și în această, să zicem, instalație experimentală există patru instalații mai mici, de una dintre ele se ocupă Andrei. Deci el este creierul în momentul de față, este responsabil pentru această. Evident, nu singur, avem un consorțiu internațional format din institute din Europa și colegii din Italia sunt într-un contact permanent cu noi. Andrei lucrează în mod constant cu acești colegi, va pleca la specializare în Italia în curând. Andrei, poți să ne spui ceva despre Melting Pot, partea ta? Da. În primul rând nu știam că sunt responsabil de această instalație, dar mulțumesc că mi-ai zis. Glumesc. Da, ideea este că e o instalație în care trebuie să investigăm o problemă la reactorii răciți cu plumb, și anume problema poloniului, și încercăm să vedem în cazul în care s-ar întâmpla ceva grav, să zic așa, cât de grave ar fi efectele, să zic. Și se fac estimări pe baza acestui lucru. Și e foarte multă muncă, sunt multe lucruri de gândit, multe aspecte de realizat și e destul de dificil. Dar îmi place procesul ăsta în care trebuie să mă gândesc tot timpul să găsesc o soluție pentru o problemă. Întâi găsesc problema și după încerc să găsesc soluția. Tehnologia asta se experimentează și în Europa, adică și în alte părți? Din câte știu eu, tehnologia metalelor lichide la ruși și la japonezi, ei au avut încercări cu această tehnologie și la belgeni, SCK. Și este o tehnologie bună din punctul meu de vedere pentru că ar soluționa teoretic foarte multe probleme pe care le are în momentul de față energia nucleară. Din punctul meu de vedere, energia nucleară este o energie verde, nu emite dioxid de carbon în mediu și la nivel internațional se pune accentul pe energii verzi și energia nucleară trebuie să facă parte din acest mix. Și sunt probleme în momentul de față la energia nucleară, dar prin încercarea noastră de a realiza un reactor avansat, am putea soluționa aceste probleme. Da. Am înțeles. Domnul Marian, când sunteți atât de preocupat de acest reactor și de instalațiile suport, spuneți-mi ce mai înseamnă restul zilei pentru dumneavoastră? Adică vă influențează această preocupare
toată ziua și eventual și timp din noapte vă dă insomnie, această preocupare, visați reactorul, îl gândiți în perioadele de insomnie, cât de mult migrează această preocupare spre restul zilei, să zic așa, care ar trebui dedicat, nu știu, vieții de zi cu zi, familiei, pasiunilor pe care le mai aveți? Sau? Nu pot să rămâi concentrat într-o anumită zonă o perioadă foarte lungă de timp. Da. Și în teorie și în anumite practici se spune foarte clar că oamenii se pot concentra pentru o perioadă de 90 de minute. Cam asta este perioada optimă de lucru. În fapt, noi în momentul de față trăim într-o lume extrem de superficială, dominată de a citi pe rețelele sociale în diagonală sau a nu mai citi deloc ca pe TikTok, a viziona anumite lucruri. Și chiar și în acest caz concentrarea este extrem, extrem de scurtă. De aceea eu nu lucrez la un singur proiect niciodată, îmi rezerv anumite sloturi de timp pentru fiecare proiect în parte. Și ca să înțelegeți diversitatea, o să continui cu cel de-al doilea proiect, care este un răspuns la întrebarea noastră. Deci este un proiect în zona educațională. Eu fac parte dintr-o structură europeană numită Set Plan, fac parte chiar dintr-un grup restrâns, biroul acestui Set Plan, și în cadrul Green Deal am încercat să introducem anumite fonduri pentru a putea stabili de ce competențe au nevoie elevii la nivelul școlii primare, la nivelul școlii generale, la nivelul liceului, la nivelul facultății, pentru a se putea adapta la schimbările climatice și pentru a înțelege un comportament sustenabil, pentru a putea să se comporte sustenabil în societate. Și am implicat în acest proiect o mulțime de școli din Europa și din România, sute de profesori din România, elevi, studenți, deci este o zonă total diferită de ceea ce fac, să zicem, în domeniul nuclear. Este un avantaj pentru că, lucrând la fel de intens în zone care sunt profund diferite, poți să obții ceea ce se numește o anumită relaxare. Nu rămâi atât de blocat în a căuta anumite soluții care nu vin decât cu timpul. Să știți că cineva poate să stea 100 de ore în fața unui calculator și să caute o soluție și să nu găsească. Da? Șansele sunt mai mari dacă este suficient. Și să o găsească întâmplător la un moment dat. Întâmplător, da. De aceea eu consider că este important să poți să-ți dedici timpul la mai multe lucruri. Din punct de vedere al timpului liber, întotdeauna am încercat ca timpul liber să îl folosesc, spre exemplu, pentru mișcare, dar nu mă pot opri în momentul în care, spre exemplu, fac mișcare să mă gândesc la lucruri pe care le-am lăsat la serviciu și care nu sunt rezolvate. Asta se întâmplă pentru orice cercetător normal. Dacă îl pasionează ceva, nu poate să-l închidă biroul și după aceea când a venit acasă să nu se mai gândească la acel lucru. Uneori soluțiile vin în timpul ăsta liber, în timpul nopții, dar fără să te așezi încă o dată în fața calculatorului sau în fața hârtiei să faci lucrurile de la zero acolo. Da, am înțeles. Când mă gândesc la termenul ăsta, îmi vine în minte ingineriare. Și de aici mă duc cu gândul la etimologie, vreau să spun, și mă duc cu gândul la o întrebare și vreau să-l întreb întâi pe Mircea, dacă tu consideri că există în profesia asta, poate fi vorba de talent, există oameni talentați și doar oameni care muncesc foarte mult, se pregătesc și trudesc mult, există talent în meseria ta, da, de exemplu, în domeniul tău? Da, desigur, există talent. Oamenii pot să se nască cu o inteligență deosebită. Acesta este un talent de la Dumnezeu, totuși. Pe care îl aplici acolo în domeniul... și îl aplicăm în domeniul respectiv și ajutăm omenirea să se dezvolte. Unii poate au alte talente, unii știu să cânte, exact. Unii știu să danseze. Și aceste persoane
fac viața mai frumoasă, încântă oamenii, au un alt fel de talent. În zona culturală este mai ușor, că se vorbește întotdeauna, absolut întotdeauna, de talentul cuiva. Dar mă gândeam în domeniile acestea dacă se poate vorbi de talent. Andrei, tu ce crezi? Este o întrebare destul de dificilă, pentru că nu cred că se poate vorbi de talent când vine vorba de acest domeniu. Adică pot să zic că ai o înclinație spre acest domeniu, dar ca să ajungi să realizezi cu adevărat ceva, trebuie să mai pui ceva peste acel talent. Trebuie să te pui foarte mult efort, în sensul că trebuie să citești foarte mult și necesită și foarte mult exercițiu. E o întrebare dificilă. Să-l întrebăm pe mentor. Domnul Marian, există talent? În experiența mea am cunoscut oameni excepționali, oameni talentați de la natură pentru zona tehnică. Există astfel de oameni, există oameni care nu au, să zicem, această dotare și care fac eforturi foarte mari, muncesc foarte mult, citesc foarte mult, învață și reușesc să facă activitatea la o anumită performanță. Dar mi-aduc aminte chiar din institut de oameni la care puteai să mergi cu o problemă destul de complicată, problemă pe care n-a rezolvat-o nimeni și pentru care omul ăla găsea o soluție destul de repede. Și o găsea nu numai din faptul că avea foarte multe cunoștințe trecuse, avea o experiență foarte mare, dar avea și un simț foarte bun, un adevărat talent. Deci, după părerea mea, există astfel de oameni, dar sunt puțini. Da, și sunt foarte, foarte puțini. Și m-ați făcut să mă gândesc la altă tipologie a vizionarului în meseria respectivă, în profesia respectivă. Se poate vorbi, de exemplu, de vizionar sau de idealist în meseria asta sau trebuie să fii foarte, foarte realist și întotdeauna foarte rațional? Sunt tipologii diferite și chiar la nivel internațional, dacă ar fi să ne uităm la cercetarea europeană și la cercetarea nord-americană, cea din Statele Unite, ele sunt total diferite. Cercetarea europeană, cel puțin cea care este făcută pe bani publici, este o cercetare pe termen lung. Este o cercetare care are un aspect important de vizionarism și de idealism, pentru că nu sunt cerute rezultate imediate, rezultate care trebuie să intre imediat în partea industrială sau în partea societății. În schimb, în Statele Unite, cercetarea funcționează în principal în privat, funcționează pe bază de fonduri de risc. În momentul în care ai o idee foarte bună, mergi la un fond de risc, îți prezinți ideea exact ca la o bancă, cei de acolo îți oferă fondurile respective, iar dacă într-o perioadă de 2, maxim 4 ani de zile n-ai reușit să performezi și să dai rezultate care sunt aplicabile direct și din care se scot bani, se consideră un eșec și firma ta, care poate să fie un spin-off, spre exemplu, ți-ai deschis o afacere în zona respectivă, a dispărut. Deci lucrurile sunt extrem de dure, dar acum, revenind la întrebarea foarte generală, eu cred că e nevoie și de oameni care au partea de viziune și în special atunci când, spre exemplu, construim documente strategice. De foarte multe ori suntem consultați sau suntem puși în situația în care să scriem strategii naționale, planuri de dezvoltare și așa mai departe. Dacă nu ai suficientă viziune, e clar că nu poți să faci așa ceva. Apoi sunt chestiunile de proiecte punctuale. Te angajează într-un proiect în care ai primit o sumă, să zicem 2 milioane de euro, 10 milioane de euro și trebuie să faci un anumit lucru. Acolo trebuie să fii extrem de pragmatic pentru că banii aceia sunt bani pe un termen dat cu niște asumări de rezultate și atunci și acolo trebuie să fii foarte pragmatic. O cuantificare sigur. Deci, foarte concretă. E nevoie de toate categoriile de cercetători, unii dintre oamenii din domeniu pot să joace rolul multiple. Adică poți să fii la un moment dat pe postul idealistului și la un moment dat să devii extrem de pragmatic când vrei să implementezi ceva. Trebuie să faci asta pentru că altfel nu poți să supraviețuiești în lumea asta. Da, interesant. Da. Idee. Vreau acum să adresez o întrebare pentru toți referitoare la această evoluție tehnică a lumii care ne fascinează pe toți și ne și înspăimântă simultan.
Da? Vreau să vă întreb ce calități considerați că trebuie să aibă un cercetător, un specialist de echilibru, în așa fel încât lucrurile, mai ales iată și astăzi avem subiectul zilei cu amenințarea nucleară, de exemplu, dar nu ne ducem în zona aceea. Ce calități trebuie să aibă un cercetător, un om implicat în domenii cu risc, în așa fel încât să fie păstrat echilibru și să nu degenereze lucrurile? Și evoluția aceasta tehnică să aducă lumii partea bună, să spun așa, la care ne ducem cu gândul. Când spunem evoluție, ne gândim la lucrul bun și nu la lucrul rău. Dar spuneam că în simultaneitate tehnica ne și amenință. O să încep eu ca să... Da. Să le dăm timp de gândire, da. Discuția ca atare. Evident că în orice dezvoltare tehnologică apar îngrijorări. Există fani și există persoane care sunt împotrivă. Putem să ne uităm la telecomunicații, la smartphone, nu? Pericolul cancerului pe care îl pot produce antenele. Putem să ne uităm în trecut la fotografie, la o chestie foarte simplă, nu? Teama unora că prin captarea imaginii cuiva ai captat sufletul pe pelicula respectivă, sau la automobil frica de accidente. Sau la tipar. Sau la tipar, la orice au apărut aceste. În ultima perioadă, teama noastră este foarte mare legată de așa numitele tehnologii disruptive. Ce sunt tehnologiile astea? Avem lucruri pe care oamenii le știu foarte bine. Inteligența artificială, partea de robotică, care înspăimântă pe unii, partea de biotehnologii, nanotehnologii, partea de printare 3D, drone și așa mai departe. Nu o să intru acum în toate detaliile. Dar haideți să ne gândim la ceva foarte simplu. De ce ne înspăimântă pe unii oameni dezvoltarea, spre exemplu, inteligenței artificiale? Păi înspăimântă din două puncte de vedere. Unu, pierderea locurilor de muncă, ceea ce poate să fie un lucru absolut real, pentru că dacă ne uităm, spre exemplu, un supermarket, supermarketurile vor fi în curând fără operator de casă, deci oamenii aceia își vor pierde jobul, dar vor fi și lucruri mult mai delicate în care oamenii își vor pierde joburile. În mod surprinzător, dacă vă uitați la gradul de robotizare al activităților, medicii sunt printre cei mai vizați. Spre exemplu, medicul de familie își va pierde jobul pentru că el va fi înlocuit de un calculator care conține în interiorul lui suficientă informație, poate prin intermediul unor senzori să ia suficientă informație despre starea corpului tău și să-ți dea un tratament. Deci, iată niște lucruri foarte, foarte neplăcute. Dar răspunsul pe care îl dă, spre exemplu, cercetarea și răspunsul pe care îl dau oamenii cu suficient echilibru este următorul. Nu ar trebui să ne fie teamă de așa ceva, pentru că se vor naște nenumărate alte joburi. Și vă dau un exemplu. Nimeni n-ar fi crezut că în momentul de față va exista o meserie de blogger, vlogger, influencer și așa mai departe. Dacă în urmă cu 10 ani am fi vorbit de așa ceva, toată lumea ar fi râs. Nu poate să existe așa ceva. Deci, se nasc foarte multe meserii. A doua teamă este teama de manipulare. Și aici lucrurile sunt undeva mult mai aproape de adevăr. De adevăr, pentru că dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmpla cu rețelele sociale, faptul că tot omul are acces la rețeaua socială a dus la ceea ce înseamnă democratizarea ofensei, a injuriei, toată lumea are posibilitatea să înjure pe cineva pe care potențial îl urăști. Se spune să se exprime liber. Toată lumea are posibilitatea. Eu am spus democratizarea injuriei, da? La ce a dus această chestiune? A dus la faptul că presa a dispărut. Da. A dispărut și pe pielea ei, pentru că presa nu a reușit să se adapteze la situația respectivă, dar a dispărut și din cauza faptului că tot omul în mod aparent poate să facă presă în momentul de față. Ceea ce e un lucru destul de complicat. Și gândindu-ne la partea de manipulare, teama cea mai mare este teama de algoritm. Toată lumea se teme de acești algoritmi care sunt foarte puternici și care știu mult mai mult decât știm noi, despre noi înșine. Da?
Deci algoritmii, spre exemplu, de căsătorie sunt mult mai buni decât situațiile de a căsători pe cineva cunoscându-i două persoane la o firmă de mariaj. Asta s-a constatat într-un mod foarte clar. Deci algoritmii pot să fie atât de buni încât să ne influențeze prin faptul că pe calculatoare ni se dă ceea ce e în interesul nostru. Gândiți-vă, cineva, cuiva îi place un anumit lucru, da? Calculatorul prin algoritmii furnizează în mod constant acel lucru. El intră într-o bulă. Deja a început să vorbească media foarte mult despre ce spune. A rămas în bula respectivă. Ce ne arată acest lucru? Că există niște deficiențe, dar că pe de altă parte introducerea unei tehnologii are nevoie de un timp. Un timp care înseamnă un timp de adaptare. Și întrebarea e dacă noi suntem adaptabili la tehnologia respectivă în timpul pe care îl avem la dispoziție. Pentru că, practic, perioadele între schimbările tehnologice s-au cam scurtat. Dacă înainte aveam perioade de 10-15 ani, acum avem perioade mai scurte. Și dacă ar fi să ne uităm tot așa la smartphone, este foarte frumos. Și un oier din munți își poate conduce în momentul de față business-ul cu ajutorul smartphone-ului, deci s-a adaptat. Și se întâmplă și în România. Și se întâmplă și în România. Deci tehnologia aduce foarte multe lucruri bune cu o singură condiție. Ca cei care produc acea tehnologie și cei care o aduc în fața publicului, o răspândesc, să fie suficient de înțelepți în așa fel încât să nu facă lucrurile fără să gândească înainte. Dacă nu se face acest lucru, atunci ca întotdeauna există pericole. Eu sunt convins că totuși există oameni care gândesc aceste lucruri și că dincolo de principiul lăcomiei, care este un principiu fundamental în societate, dincolo de principiul lăcomiei... Și profund uman. Adică da, și profund uman, există și oameni care sunt suficient de înțelepți ca să nu lase lucrurile să degenereze în această zonă. Deși mie mi-e teamă de anumite lucruri pe care le poate aduce o tehnologie, dacă e să ne uităm la tehnologia nucleară, ea aduce partea de dezvoltare energetică pașnică și aduce partea de bombe, da? Profund distructivă. Dacă oamenii sunt suficient de înțelepți și înțeleg că așa ceva nu se folosește, atunci toate lucrurile sunt ok. Ne putem bucura de avantaje. Dacă nu, niciodată nu putem să avem doar avantaje. Avem avantaje și dezavantaje. Cum spune orientalul, bățul are două capete întotdeauna. Bun. Ce adăugăm înțelepciunii despre care vorbește domnul Marian? Trebuie să fie înțelept, a spus dânsul, despre specialist. Trebuie să fie înțelept. Cum trebuie să mai fie un cercetător, Andrei, ca să fie, nu știu, să fie uman, să fie responsabil, să fie... Eu pot să mă uit la anumite exemple. Să zic așa, eu am fost pentru o perioadă de 6 luni de zile, am fost în Japonia și am avut un profesor acolo, îl chema domnul Minoru Takahashi, sau îi spuneam Takai Sensei, și mi-a plăcut abordarea lui, în sensul că era o persoană, din punctul meu de vedere, umilă și nu știu dacă neapărat pot să zic că se cobora la nivelul tău, ci era la același nivel cu el. Și ceea ce era foarte important e că avea încredere în tine, că poți să faci un lucru. De exemplu, m-a pus la o instalație care, din punctul meu de vedere, atunci inițial era destul de complexă, dar el a avut încredere că pot să-i dau de cap. Ceea ce la noi în țară nu cred că s-ar fi întâmplat chestia asta. Adică ar fi zis, tu nu ești capabil, tu nu poți face asta. În fine. Și ceea ce mi-a plăcut la el foarte mult era și că avea un simț al independenței. În sensul că, deși omul era la o vârstă destul de înaintată, aproape ieșea la pensie, el, dacă trebuia să facă ceva, îl făcea singur. De exemplu, el a construit o groază de instalații acolo și a trebuit să le decomisioneze. El, efectiv, a luat instrumentele, a tăiat instalațiile care erau foarte destul implicat, de grele. Da, foarte implicat și, cum a zis dumneavoastră, avea un simț al responsabilității. Da. Și e foarte greu să, cum să zic eu, să devii responsabil în lume, să te gândești că ai o responsabilitate față de ceilalți. E foarte greu să ajungi în acest punct, din punctul meu de vedere. Și mai vreau să mai adaug ceva și de dezvoltare științifică. Da. Ideea e că
cum a zis dumneavoastră, da, sunt părți bune și sunt părți rele în orice tehnologie și nu știu dacă ai spune neapărat dezvoltare. Adică, din punctul meu de vedere, o tehnologie te dezvoltă dacă îți dezvoltă gândirea sau condiția umană, să zic așa. Adică o condiție spirituală, materială, de exemplu. Ideea e că înainte oamenii, de exemplu, s-au dus pe lună cu calculatoare mai puțin performante decât telefonul nostru. Dar în momentul de față oamenii nu mai pot să mai facă chestia asta. Și de ce? Îmi pun întrebarea asta. De asemenea, există telefonul mobil, există o groază de modalități în care oamenii comunică și asta ne-a apropiat, să zic așa, dar în același timp ne-a despărțit. De exemplu, termenul pentru internet în engleză, un termen înseamnă net. Net, adică de la pânză de păianjen, să zic așa. Cumva fiecare persoană, din punctul meu de vedere, este blocată într-o pânză de păianjen. Aduce, prin urmare, o însingurare, nu? O însingurare, da, exact. Și, cum să zic eu, cumva relațiile sociale au fost comodificate și obiectivizate, să zic așa, și se pune accent pe viteză și tot timpul să avem mai mult, mai multe informații și devenim persoane, cum să zic eu, devenim prea mult până și pentru noi, să zic așa. Și... Să-l întrebăm pe Mircea, să-l lăsăm și pe Mircea să ne spună... Vreau să mai zic și de inteligența artificială. Da, te rog. Care e punctul meu de vedere despre inteligența artificială? În mass media se vorbește foarte mult de inteligența artificială, că e o amenințare, da? Că este o amenințare și asta e din cauza lui Elon Musk, care tot timpul zice chestia asta pentru că dă bine la presă, dă bine că este o amenințare. Dar oferă subiecte de presă. Oferă subiecte de presă, da, dar chiar este o amenințare dintr-un anumit punct de vedere, pentru că inteligența artificială, în esență, sunt niște algoritmi, dar algoritmii aceia sunt foarte proști, din punctul meu de vedere. Adică ei nu pot să vadă în afara sferei lor, doar acumulează date și pe baza datelor dau un output. Prin urmare, au limite ca și noi, nu? Ca și omul. Omul nu cred că are limite, din punctul meu de vedere. Gândirea nu are limite și gândirea se poate duce mai, cred că, din punctul meu de vedere, mai departe decât experiența. E bine că ne pui pe primul loc, pe noi, oamenii. Păi, asta și vreau să zic, pentru că dacă depindem, și chiar e un pericol, pentru că am ajuns să depindem prea mult de tehnologie. Pentru că nu mai punem accent pe gândire, gândirea noastră, nu stau să mă gândesc, să reduc un fenomen, să zic am nevoie de asta, nu am nevoie de asta, o elimin. Și efectiv ne punem toate bazele într-un obiect, într-un calculator și spunem că e mai deștept ca noi. Și ce rămâne de noi? Nimic. Acesta e punctul meu de vedere. Și de asta cred că este un pericol. Adică e un citat și spune ori... mașina este pentru om, ori omul este pentru mașină. Și nu știu în ce categorie ne aflăm, sincer să fiu. Da. Mircea, punctul tău de vedere care este? Privind inteligența artificială? Nu, dacă există amenințare în evoluția aceasta tehnică, tehnologică, nu știu, simți pericolul din zona asta? Tu, ca tânăr, așa, te simți amenințat în vreun fel? Eu fac parte din Ai generația mai tânără și eu sunt fascinat de tehnologie, precum toți ceilalți. Mie mi se pare și că noi avem o idee făcută și de filme, de oameni care au vorbit în societate despre inteligența artificială și toată lumea știe că o să preia puterea, o să... și mi se pare o prostie, sincer. Consider că inteligența artificială are rol de a ne ajuta, pe viitor să aibă grijă de noi și noi ca oameni trebuie să ne dezvoltăm, să ajungem să avem la un alt nivel și să descoperim cât mai multe lucruri posibile. Și inteligența artificială o să ne ajute pe noi ca oameni. Și ne va ușura viața,
Într-adevăr, cum a spus și domnul profesor, că joburile n-o să mai fie atât de multe joburi, dar, de exemplu, în uzina Dacia, acum se bagă roboți și sunt scoase joburile care mie mi se par puțin, nu știu cum să spun, obositoare, puțin cam... Îți afectează corpul pentru că stăm foarte rutina, mult. Ia rutina, asta da, ar fi de bine. Oamenii stau foarte mult în picioare și sănătatea stau într-un mediu toxic și sănătatea lor se agravează și tocmai de aceea roboții ne-ar ajuta în acest domeniu. Iar specialistul cum trebuie să fie ca să-și păstreze echilibru? Consider că trebuie să aibă răbdare și putere de sacrificiu. Pentru că un specialist trebuie să pornească de la o dorință, o idee și poate să reușească să își îndeplinească dorința doar prin sacrificiu, prin aducând muncă. Ceva, așa cum spuneai tu, care să-l ajute pe om. Care să-l ajute și pe nu om, să-l da. Distrugă. Da, da, da. Da. Avem nevoie de mult sacrificiu pentru a dezvolta... Înțeleg de la amândoi că nu sunt speriați de evoluția aceasta rapidă, tehnică și tehnologică, sunt mai degrabă fascinați, spune Mircea, poate chiar grație vârstei. Da, sunt și mai tânăr și așa văd lucrurile. Se simt fascinați, se simt provocați, neliniște nu există în zona asta sau este ținută sub control? Eu n-aș spune că e o evoluție a tehnologiei, că nu știm dacă evoluăm sau nu. Asta e întrebarea mea, dar vreau să o adresez domnului Marian. După toate discuțiile astea și după toată privirea aceasta tehnică asupra lumii de astăzi, evoluăm sau involuăm ca specie umană? Ce credeți? După părerea mea, nu s-au produs mutații genetice în ultimele sute sau mii esențiale. De ani. Esențiale. Esențiale, ca să spunem că evoluăm sau involuăm. După mine, cred că omul se află într-o continuă adaptare. Și adaptarea este la contextul care apare. Contextul este clar că este produs de către societate, este produs de ceea ce înțelegem noi, de modul în care construim lucrurile în preajma noastră. Deci, nu cred că societatea, hai să zicem, involuează. Dacă ar fi să ne uităm, spre exemplu, la zona științifică, lucrurile nu sunt profund diferite de acum 100 de ani. Cu ce suntem, să zicem, într-o altă situație? Avem niște instrumente noi de lucru. Avem niște supercalculatoare, avem posibilitatea unor noi tehnologii cu care să facem investigații noi, dar, din punct de vedere al minții, suntem tot cam acolo. Acum depinde de fiecare cât își folosește mintea, pentru că dacă nu vrea să o folosească și folosește în locul minții calculatorul, lucrurile nu pot să evolueze. Și amintindu-i, spre exemplu, lui Andrei, am văzut la un moment dat în Germania, într-un mic muzeu, biroul la care a lucrat Heisenberg. Și era o masă obișnuită pe care se afla un caiet, o riglă de calcul și un creion de hârtie. Și cineva s-a mirat că nu aveau calculatoare și cum a putut să fundamenteze teoriile fără... Uite că a putut să facă pentru că el a stat într-un proces de reflexie și într-un proces de gândire, de muncă intelectuală foarte îndelungat și a produs aceste lucruri. Da, astăzi producem rezultate importante cu calculatorul. Folosim algoritmi pentru big data, dar asta nu înseamnă că suntem mai performanți, ci doar folosim niște instrumente. Deci, după părerea mea, nu cred că suntem nici într-o evoluție, nici într-o involuție. Dacă ar fi să ne gândim la nivel social, am putea să spunem că sunt rezultate contradictorii. Spre exemplu, cea legată de conflict. Conflictul este o expresie a modului în care gândim la nivel social. Până acum câțiva ani existau destui oameni care în zona sociologică care erau convinși că războiul nu mai este economic. Nu mai are rost să faci un război pentru există că... Există și acum oameni există, care gândesc da, lucrurile dar acestea, am constatat
că din această și primăvară că lucrurile sunt cu totul altfel și că, uite, suntem în cadrul unui război destul de dur, destul de îndelungat, în care sunt implicate multe părți, din păcate, și care nu este rațional. Deci nu cred că am evoluat foarte mult, dacă ar fi să ne gândim la războaiele din epoca medievală față de ceea ce se întâmplă acum. Nici nu am evoluat, după părerea mea. Da. Bun, vreau să-i întreb pe invitații noștri asupra oportunităților de carieră. Opiniile voastre, ce oportunități de carieră se deschid în domeniile pe care le-ați ales în România, dar ce vă oferă și străinătatea? Ați fi atrași de care zonă dintre cele două? Andrei. Ok. În România sunt plăcut surprins că sunt foarte multe oportunități și foarte multe proiecte ce sunt în dezvoltare. De exemplu, sunt reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și acum, din câte am văzut eu, se dezvoltă reactoare SMR-uri, Small Modular Reactor, reactoare mici modulare de putere mică. Și din câte am înțeles eu și la institutul nostru ar trebui să fie un proiect legat de SMR-uri. De asemenea, la institutul nostru sunt așa zisele infrastructuri de cercetare care sprijină dezvoltarea reactorului de care am vorbit mai devreme, reactorul reciclopronda Alfred. Deci sunt foarte multe oportunități și mă bucur că țara noastră se îndreaptă spre energie nucleară. Și în străinătate? Și în străinătate. Ai studiat... piața? În străinătate, având în vedere diversele comitete în care există o îngrijorare globală privind încălzirea globală, să zic așa, lumea cam cade de acord că ar trebui să folosească energie verde și sunt doar câteva opțiuni. Și din punctul meu de vedere, sunt foarte multe țări, de exemplu și în Europa, care încă mai folosesc energie pe bază de cărbune, de petrol, cum ar fi Olanda, mi se pare că și Germania. Deși trendul este, da, să se diminueze, nu? Sau să se renunțe la ele? Da, da, și ar trebui cumva înlocuit cu energie nucleară și cu alte surse de energie, precum solar sau eolian. Deci, la nivel internațional, eu văd o dezvoltare. Se vrea, dar nu știu dacă mai există specialiști care poate să facă acest lucru. De exemplu, Europa, din câte am înțeles, se chinuie foarte mult să facă reactori în ultima vreme și există riscul de pierdere a experienței. De exemplu, am fost odată la o conferință și povesteau despre energia hidro în Canada și cum au construit ei baraje și încearcă să construiască baraje noi. Dar nu au mai putut să mai construiască baraje noi pentru că s-a pierdut din experiență. Și cumva cred că suntem într-o situație similară. Ai fi tentat, Andrei, să pleci să profesezi în afară? Te-ai gândit la asta vreodată? Nu mi-a trecut prin gând în momentul de față, nu. E de bine. Da. E de bine. Îmi place unde stau. Da, bun, foarte bine, să-ți păstrez gândul bun. Mircea, în electronică și telecomunicații, ia spune-ne, ce oportunități de carieră ai aici și în străinătate? Această întrebare este puțin dificilă pentru mine, pentru că încă nu m-am întâlnit cu acestea. Da. Sper pe viitor să mi se deschidă cât mai multe uși, să am parte de cât mai multe oportunități. Să-ți termin întâi pregătirea teoretică. Da, întâi să termin facultatea și după aceea masterul și cine știe, poate doctoratul. Da, de ce nu? Da. Da, doar că din ceea ce știu eu, multe firme deja te angajează din facultate, sunt interesate de tine încă din facultate, caută să instruiască cât mai mulți studenți. Interesul este destul de mare în România și în străinătate sunt destul de multe oportunități, însă pentru a ajunge acolo, adică în străinătate, ai nevoie de un bagaj mai mare de cunoștințe. Nu chiar toată lumea poate să ajungă. Chiar dacă facultățile din România sunt destul de bune,
Credeam și... că spui că ai nevoie de un bagaj de experiență, să spun așa, dar asta n-ar fi fost adevărat, pentru că cei suntem studenți încă. Firmele sunt destul de abile și am înțeles că recrutează încă facultate, se orientează, pentru că totuși facultățile noastre acestea au fost considerate bune și sunt considerate bune. Da, și sunt chiar căutate și, și de străini. Exact, exact. Bun. Domnul Marian spunea, Andrei, mai devreme că despre contextul acela în care au constatat că s-a pierdut din experiența necesară ca să se mai construiască barajele. Meseria aceasta, ingineria în general, a avut ca și percepție și percepție, dar și număr de specialiști, a avut creșteri și descreșteri în societatea românească pe vremea trecută și acum, după Revoluție, au fost niște fluctuații. Acum, din câte știu, ne confruntăm cu o lipsă de specialiști în domeniile tehnice și tehnologice. Inginerii sunt cu atât mai căutați cu cât sunt mai puțini acum, și se încearcă o revenire, odată că se încearcă o revenire pe terenul acesta, adică tinerii să se îndrepte tot mai mult, cât mai mulți spre domeniile acestea, dar mai este și o spaimă așa, cum că există o suflare rece a mediocrității care vine din loturile prezentului. Cum percepeți dumneavoastră lucrurile astea? Cum explicați, hai să numesc deficitul, vidul acesta al specializărilor tehnice și tehnologice, și dacă într-adevăr tinerii, acum statistic vorbind, nu vorbim despre anumiți tineri care, iată, cei aici de față, ei chiar au demonstrat că au realizat deja și realizează mult. Dacă vi se pare că loturile acestea de tineri care vin din urmă sunt într-adevăr mai superficiale, ca să spun cuvântul concret, în privința aceasta tehnică și tehnologică, domeniilor acestea? Revin iarăși la problema genetică. Oamenii sunt la fel, tinerii. Da. Exact cum am fost și noi, exact cum au fost și părinții noștri, nu există diferențe. Se nasc la fel de inteligenți, e adevărat că există deosebiri între persoane, dar statistic vorbind, oamenii sunt la fel de inteligenți, la fel de frumoși, la fel de dorniți să muncească, numai că un context social, uneori nefavorabil, îi pervertește. În momentul de față există o mulțime de oportunități și de atracții pe care noi nu le-am avut anterior. Mă gândesc că în perioada în care am fost copil, și eu dacă aș fi avut tablete și jocuri nenumărate și lucruri de genul ăsta, poate nu citeam suficientă literatură. Poate făceam și eu exact ceea ce fac ei. Deci este foarte important ca cel care îi educă, și în primul rând familia. Familia este extrem de importantă. Din păcate, familia la noi nu mai are timp pentru copii, pentru că familia are timp pentru acumulările materiale. Și atunci copiii sunt lăsați pe planul 2. Și atâta timp când familia nu este în sine în descreștere. Că ați văzut, există și această problemă. Da, sigur, există și problema asta. Deci, există această problemă a educației din familie, care nu este o educație orientată spre a face lucruri, spre a aprecia valoarea muncii, ci e mai degrabă o educație orientată către acumularea de bunuri, cum relaționezi cu ceilalți, și chiar și școala face acest lucru. Dacă e să ne gândim, copiii pe care îi avem acum sunt produsul unor experimente sociale care au fost făcute anterior. Și aș vrea să vă spun, doar amintesc pentru cei care vor să citească despre asta, despre experimentul stimei de sine, care vine din anii 70 și care a produs generațiile actuale. Generația actuală se numește în România nouă ni se cuvine. De ce se numește nouă ni se cuvine? Pentru că părinții, și eu sunt un părinte în situația respectivă, părinții au acumulat anumite frustrări în perioada comunistă și ei au considerat că copiilor nu trebuie să sufere.
Și atunci copilul nu a fost învățat care este valoarea muncii și cum trebuie să se ridice prin propriile eforturi. Copilul înțelege că valorile sunt legate de ce? De modul în care îți petrești timpul liber, de modul în care te bucuri, ție ți se cuvine, este o vorbă foarte frecvent utilizată și atunci copilul nu înțelege că el trebuie să facă eforturi de fiecare dată pentru a ajunge undeva. Și venind la modul general, suntem datori să furnizăm fiecăruia o anumită poveste. O anumită poveste care să fie în mintea lui, eu vreau să fac asta. Dacă el va percepe că vrea să facă acel lucru și îl va face, acel copil o să crească. Dacă nu, ajungem în această situație. Și cum e situația? Cum aș descrie eu? O situație în care avem copii care vin din școala generală oarecum pregătiți, în liceu apare o cădere bruscă și în facultate apare încă o cădere. Din modul nostru în care am organizat școala, în primul rând. Și cum am organizat școala? Vine tot din acest experiment al stimei de sine. Am scăzut standardele. De ce? Pentru ca lumea să fie mulțumită. Părinții sunt mulțumiți, copiii sunt mulțumiți și am scăzut standardele foarte tare. Și atunci noi suntem bucuroși, spre exemplu, la BAC, avem standarde mai scăzute, dar avem o promovabilitate mai bună. La ce ne uităm? La standardele sau la promovabilitate? Evident că ne uităm la partea aia și atunci suntem fericiți ca politicieni, ca profesori, ca părinți, ca societate, spunem că lucrurile, ne mințim că lucrurile merg bine. Nu merg foarte bine lucrurile. Și societatea ar trebui să gândească ce fel de oameni are nevoie. Și are nevoie, slavă Domnului, lipsesc instalatorii, lipsesc zugravii, lipsesc toți meseriașii. Ei, cei mai buni, au plecat în străinătate. De ce ar trebui să ții un copil în facultate, să cheltuiești o grămadă de bani, dacă el nu este capabil să urmeze facultatea respectivă? De ce să nu facă o astfel de meserie care este absolut onorabilă? Absolut onorabilă și din care se poate câștiga foarte bine. Aici sau afară? Cam asta este, da, modul în care văd eu lucrurile. Marian, cât de important este să ne raportăm la ceilalți atunci când alegem o profesie și când o practicăm? Dumneavoastră, de exemplu, ca specialist, pe dumneavoastră vă motivează faptul că ceea ce faceți în munca de zi cu zi capătă un sens în viața celorlalți, adică și ceilalți ajung la, într-un fel, desigur, la rezultatele muncii dumneavoastră? Ne raportăm la ceilalți, e important? E important din punctul de vedere al rezultatelor. În ce măsură rezultatele tale sunt utilizabile de altcineva? Da. Sunt folositoare, în general. E un lucru. Altfel, mai degrabă sunt adeptul lui Jordan Peterson în privința asta. Nu e bine să te compari cu alții. E bine, da, să te compari cu tine, cu cel de ieri, de alaltări, de acum un an, și să progresezi. Dacă te vei compara în mod sistematic cu ceilalți, s-ar putea să ai multe suferințe. De ce? Da. Întotdeauna se va găsi unul care este mai bine îmbrăcat decât tine, mai bogat, cu o mașină mai nu știu cum, cu, da, relații de nu știu care, și întotdeauna te vei uita de ce colegul tău de serviciu a fost apreciat mai bine. Că și tu ai făcut. Nu e o gândire. Dar din când în când nu trebuie să excluzi această raportare. Și dacă vei exclude această raportare, adică să vezi care este sensul în care mergi tu. Altfel devii, da, un autist profesional, nu te interesează, da, ce se întâmplă acolo. Deci raportarea este importantă din când în când, dar să nu fie obsesivă. Am înțeles și înțeleg că este important să accentuăm acest crescendo, mai degrabă privind viața interioară decât așteptând de la sisteme, cum spuneați despre școală, sistemul, școala generală, liceul, facultatea, nu mai sunt într-un crescendo, fiindcă standardele au scăzut. Atunci compensăm gândindu-ne noi să ne perfecționăm fiecare în meseria noastră, noi să acumulăm cât mai mult în profesia noastră și să oferim, să avem rezultate, să oferim cât mai mult, nu? Da, și părinții, vorbesc acum despre copii, da? Părinții ar trebui să fie mai conștienți de valorile adevărate pe care trebuie să le transfere copiilor și de modul în care ar trebui să investească în ei. Asta este foarte, foarte important. Dacă nu investești în copilul, în primul rând investești, trebuie, da, să investești timp. Dacă nu ai timp să stai cu el
și să-l înveți să facă anumite lucruri, să gândească, să se comporte în anumit lucru, degeaba îl trimiți la 100 de cercuri tehnico-aplicative sau la nu știu ce chestiuni, pentru că transferul este limitat. Da. Una este de la familie, una învață în familie, alta învață în să zicem, în zone de acest gen. Da. Andrei, ezit în a te întreba cum arată, cum ar trebui sau cum arată specialistul ideal în profesia ta sau aș aplica întrebarea la tine și te-aș întreba ce fel de specialist te vezi peste 20 de ani sau vrei să devii peste 20 de ani? Eu am vise mari pentru mine, în sensul că... Adică aș vrea să devin un inginer bun sau un om de știință bun și că tot vorbeam de comparație, eu tot timpul mă compar cu, de exemplu, cum mi se spune, tu faci asta bine, ești inteligent, nu știu ce, zic, nu mă compar cu oamenii aceia mari, adică, de exemplu, nu știu, dau exemple din știință, Newton sau Maxwell, Faraday și din punctul meu de vedere, adică, cumva ceea ce spun aici, aș vrea să mă ascult pe mine însumi, să zic așa. Sunt, de exemplu, ingineri, precum Fermi. Și Fermi, când discuta, de exemplu, cu Fermi, a fost cel care a creat primul reactor nuclear și care a asistat la crearea, a ajutat la crearea bombei nucleare. Când erau fizicienii și aveau o problemă, Fermi avea un caietel mic care îl deschidea din când în când și găsea problema respectivă. El soluționa problema de dinainte. Adică era tot timpul pregătit pentru viitor, să zic așa. Și cumva asta încerc să fac și eu pentru mine, încerc să fiu pregătit pentru viitor, să mă uit la lume, să văd ce probleme sunt și să încerc să rezolv problemele respective. Tehnice mă refer. Am înțeles. Mircea, tu cum vrei să devii? Care e specialistul ideal în domeniul tău? Nu m-am gândit niciodată. Ai timp până termin studiile? Până termin studiile o să am timp. Nu cred că există un specialist ideal. Cum tehnologia se dezvoltă în continuu și chiar și specialiștii au ceva de învățat zilnic și tot timpul trebuie să se adapteze la noile informații. Doar că aceștia trebuie să aibă răbdare și să fie dornici de a învăța și să nu se sperie, în primul rând. Cel mai important, să nu se sperie. O ultimă întrebare am pentru voi, dar vă dau și timp de gândire. Să-mi spuneți cum împărțiți timpul zilei între viața voastră foarte tânără și tentațiile ei și timpul pe care trebuie, firesc, să-l alocați și altor lucruri și timpul pentru pregătire, pentru studiu, pentru specializarea mai adâncă. Cum gestionați timpul ăsta? Până vă gândiți, vreau să-l întreb și pe domnul Marian. Uite așa, am o curiozitate care a venit dintr-o emisiune pe care am văzut-o, în care un psiholog spunea că salvarea omului în ziua de astăzi este să-și declare clar trei valori în care crede și pe acelea să le urmărească săptămânal, dacă nu zilnic, și să încerce să le și aplice, adică să facă ceva concret, să se vadă că el crede, are acele valori în recuzita personală și crede în ele. Care sunt valorile dumneavoastră, omul de data aceasta, Marian Constantin? Ce valori aveți și dacă ele sunt și în acord cu profesia pe care o practicați? Eu zic că, în primul rând, sunt valorile creștine. Sunt extrem de importante pentru că ele dau o direcție și un sens vieții. Peste partea asta vin valorile care țin de activitatea mea, activitatea în domeniul științei. Și aici este vorba de seriozitate, de perseverență, de creativitate. Apreciez foarte mult oamenii care sunt creativi, astea sunt valorile mele. Da. Oamenii care se țin de cuvânt, e un lucru extrem, extrem de important. Și oamenii care sunt capabili să reverifice ceea ce au făcut și să recunoască la un moment dat că
că undeva s-a greșit. Pentru că știința, de fapt, este singura care se autocorectează. Știința de fiecare dată are acest curaj să spună, da, am obținut date noi și aceste date infirmă ceea ce era anterior și, conform ceea ce am obținut, iată care este adevărul din acest moment. Știința nu are pretenția unui adevăr absolut, niciodată. Da. Deci, astea sunt, să zicem, valorile simple în care cred. Da. Mi-ați răspuns și la o altă întrebare, că ați spus despre tineri că îi percepeți cu foarte mare disponibilitate. Știu că și acolo, la institut, aveți niște programe cu tinerii și aveți o activitate și la universitate. În general, ce fel de ajutor dați tinerei generații? Îi consiliați pe probleme tehnice? Acolo la institut cum se petrec acele vizite? Faceți vizite sau primiți din școli oameni dornici, să copii de diferite vârste? Sunt diverse situații și ele în general sunt la latitudinea fiecărei școli. Dacă o școală dorește să vină să viziteze acele lucruri care sunt vizitabile în cadrul institutului, se face o cerere, există un program de vizitare, li se explică pe înțelesul lor ceea ce se poate explica, se răspunde la întrebări. Avem apoi la nivelul facultăților, avem niște acorduri de colaborare cu Politehnica din București, cu Universitatea din Pitești. Studenții vin uneori și fac practică la noi, cei din Pitești în mod sistematic, își pregătesc lucrările, dizertația sau doctoratul sau masteratul, depinde de situația respectivă. Deci există, hai să zicem, o preocupare, o legătură cu tinerii. Apoi e o altă zonă destul de dificilă pe care o avem cu noi angajați, pentru că ne-am trecut printr-o perioadă de schimbări foarte importante, am pierdut în ultimii ani câteva sute de oameni prin pensionare, au fost și lucruri legate de condițiile de pensionare și atunci am fost obligați, practic, de situație să angajăm oameni cu puțină experiență. Atunci toți acești oameni trebuie integrați, trebuie urmăriți cu atenție programe profesionale. Există pentru fiecare, există niște oameni de legătură, hai să zicem, un fel de mentori. Fiecare poate să meargă și să întrebe, dar să știți că e de ambele părți o problemă. În momentul în care cel care se pregătește nu întreabă suficient, nu are îndrăzneală sau nu are cunoștințe suficiente sau nu este foarte dornic, lucrurile merg foarte, foarte greu. Există și partea cealaltă dificilă, pentru că, de regulă, un om cu experiență trebuie să își aloce timp pentru a pregăti. Uneori nu are acest timp, pentru că uneori sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facă contra cronometru. Sunt proiecte, sunt termene, sunt lucruri de genul ăsta. De aceea treaba este încurcată, mai ales când sunt perioade extrem de aglomerate sau atunci când angajați mulți într-o perioadă scurtă de timp. Am înțeles. Da. Andrei, răspunsul tău. Cum împarți timpul între pregătire și viața ta de tânăr? Și atât, nu tânăr specialist. Tânăr specialist și viața ta de tânăr. Nu mi-am organizat... Ai timp pentru toate, cum spunea Paler? Eu zic, Paler? Da, eu, da, chiar am timp pentru toate, dar nu mi-am organizat niciodată studiile, să zic așa. Adică câteodată când sunt acasă și în timpul meu liber mai studiez, câteodată fac altceva, în funcție de ceea ce simt. Există armonie la nivelul zilei, în programul tău. Da. Da, da, pentru mine, în momentul de față, există armonie, da. Bine. Mircea? Eu nu consider că nu trebuie să exagerăm cu nimic și merg după principiul tatălui meu, care spune că trebuie să facem totul calculat și într-o anumită măsură. Dacă am trece de acel prag, am ajunge să ne pierdem pe noi, să nebunim, sincer. Da. Și tocmai de aceea trebuie viața profesională să o îmbinăm cu viața personală, cu familia, cu prietenii, cu hobby-urile noastre și cu sportul. E foarte important, da. Și sportul, pentru că
trebuie să, sportul ne ajută să rămânem sănătoși și fizic și psihic. Și tocmai de aceea încerc să găsesc un echilibru între toate aceste părți. Nu doar să mă concentrez pe plăcerile mele, trebuie și pe partea profesională și să mă dezvolt eu ca om. Corect. Și totodată da. Omul familia. Omul, mi-aduce aminte de ce spune filozoful, este măsura tuturor lucrurilor. Pentru domnul Marian, câteva cuvinte vreau să aud despre activitatea dumneavoastră ca redactor șef. Ce este cu această revistă, ca să nu închei... Este o revistă pe care am înființat-o, cred că în 2011. Ea apare în limba engleză numele The Journal of Nuclear Research and Development. Este o revistă internațională, editată de către institut, dar cu un colectiv de revizori. Este o revistă online sau este și... Este o revistă care apare în formatul tipărit și în format online. Deci ea este în formatul online, este ceea ce se numește open access, deci toată lumea are acces fără bani la articolele respective și este o revistă de specialitate în domeniul nuclear. Avem, practic, apărăm în două numere pe an, nu avem o frecvență foarte mare. Suntem în... Este accesată? Este accesată de către oamenii din domeniu. Ea intră în bibliotecile importante din lume. La noi, în România, merge la Biblioteca Academiei în București, merge la Biblioteca Județeană, merge la Biblioteca Universității din Pitești și la diverse instituții. Aveți timp și pentru ea. Da, trebuie să fac timp pentru că am fost la originea acestei reviste și am încercat să o menținem. E greu să menții într-un oraș de provincie o revistă internațională în viață. Da, da. Suntem la numărul 24 în momentul de față. Am avut o apariție neîntreruptă și încercăm să ajungem în faza în care să fim apreciați. Am înțeles și articolele sunt publicate de specialiști români, dar și de specialiști și internațional, da. Deci, în general, avem, să zicem, undeva 30%, 40% internațional, oameni din afara României și restul din România. Am văzut în CV-ul dumneavoastră ceva înscris acolo cu grafică și literatură. Ce era? Da, în fine. Ce reprezintă în viața dumneavoastră? Sunt preocupări. Uneori am timp de asta, alteori n-am timp de asta. Sunt tot la nivelul faceți de grafică? Hobby, în general de website, atunci când este nevoie. În partea de literatură mai mult citesc. Cititor sau mai autor? Mult citesc. Am amânat foarte mult. Am avut un proiect pe care l-am lăsat undeva într-o fază aproape finală. Dorința mea a fost să scriu o carte de învățătură pentru nepoții mei. Ce frumos! Și mi-am propus să scriu câte o poveste la nivelul lor, una despre timp, una despre spațiu și una despre putere. Este în stadiu final? Da, ea a ajuns în stadiu final, a fost scrisă, dar s-a întâmplat următorul lucru. Între timp a apărut al patrulea nepot. Și a spus-o la așteptare. Și o trebuie să scriu o poveste și pentru cel de-al patrulea nepot. Și promiteți și problema... că o să faceți și o prezentare la noi din cartea respectivă. Da, nu e nicio problemă. Este, în principal, este o carte scrisă pentru nepoții mei, pentru o audiență relativ restrânsă, dar dacă cineva este interesat, ea este liberă. Foarte probabil bine. Că o să utilizez apariția online, pentru că este cea mai simplă în momentul de față și cel mai ușor de accesat și de distribuit. În rest, nu am timp pentru că vorbiți de nepoți și ați și făcut pentru ei un lucru extraordinar. După cum spuneți, văd că și familia este o valoare pentru dumneavoastră și, uite, ultima întrebare va fi din zona aceasta. Spuneți-mi, nu știu, niște cuvinte care încă sunt în auz, care v-au rămas, un sfat de la mama, de la tata, ce v-a rămas de la părinți, niște cuvinte? Da, sunt lucruri importante. Cred că cel mai important e legat de a nu risipi ceea ce ai primit ca dar și a nu pierde timpul. Bunica mea avea o vorbă, poate e un pic foarte directă, dar ea spunea așa: treci zi, treci noapte, apropie-te moarte. Cam așa sunt mulți. Cam așa se comportă foarte mulți, irosind
practic ceea ce am primit, pentru că viața este finită și nu putem să facem... Și avem, da, și nu putem să facem lucrurile perfecte și nici foarte mult, dar trebuie să facem ceva ca să punem în sticla despre care vorbea Marin Sorescu și să o dăm pe marea timpului, să se ducă spre generațiile care vin, să devenim numele proprii, să devii ceea ce ești, nu? Spune Maxima, să devii ceea ce ești, să devii acel nume care să rămână în, nu știu, în... Cum? În istoria noastră ca oameni și, de ce nu, și în istoria celorlalți. Andrei, mai vrei să adaugi ceva? Doar mă gândeam la ceea ce spuneați cu găsitul pe sine. E foarte dificil. Sunt mulți filozofi care dezbat această temă și nu cred că au ajuns la o concluzie finală. Așa este. Căutarea e importantă, așa spune filozofia. Da, da. Și psihologia. Da. Mircea, tu vrei să mai adaugi ceva? Nu, nu neapărat. Sper să te găsești pe tine și tu într-o zi. Greu. Greu. Greu, nimeni n-a reușit, dar să sperăm că o să fiu primul. Sper să ne revedem. Au fost lucruri foarte interesante și am renunțat la foarte multe întrebări pe care le aveam în minte pentru fiecare dintre voi. Să devenim... numele proprii, cum spunea Sorescu, când a naufragiat antichitatea, nu apăruseră încă sticlele și tot ce era mai de preț pe acolo a fost făcut sul în niște nume proprii, cărora li s-a dat drumul pe mare. Numele au ajuns cu bine la noi. Și când destupăm câte unul, să zicem Homer, Pitagora sau Tacitus, țâșnesc spre cer gerbe mari de lumini, pe umeri ne cade un praf de milenii. Să înmulțim din răsputeri bogăția de nume proprii a lumii, bogăția de nume proprii, și dacă se va scufunda pământul, ele să rămână plutind, cai troieni cu toată omenirea în burtă către porțile altor planete. Vă mulțumesc mult că ați fost astăzi aici la Centrul Cultural. Mulțumim!